Bun găsit și bine ai venit pe canalul meu de YouTube, astrolog Alexandra Coman. Fie că ești în trecere, fie că îmi urmărești activitatea în mod constant, vreau să-ți mulțumesc pentru prezență și să-ți spun că mă simt onorată că faci acest lucru. Filmările de pe YouTube sunt doar o mică parte din activitatea pe care o desfășor. Există horoscopul ultra-detaliat al lunii, există webinarii, există agenda astrologică a anului și toate acestea le poți găsi pe bilete.ro sau dacă îmi scrii pe adresa contactaron@alexandracoman.ro. Achiziționându-le, îmi susții activitatea și îmi facilitez posibilitatea să filmez în continuare gratuit aici pe YouTube. Îți mulțumesc încă o dată pentru prezență și te invit în continuare să urmărești această filmare. Să ai o zi cât mai frumoasă! Bun găsit tuturor la horoscopul zilei de 15 aprilie! Sper că aveți o zi cât mai frumoasă și plăcută, pentru că astăzi tema despre care vom vorbi ține de acceptare, acceptarea ta, acceptarea celor din jurul tău. Este o zi în care ne pregătim și pentru niște surprizele, dar hai să vedem ce aduce acest horoscop. Și începem cu... Berbecul, ascendentul pe berbec și cei care au luna natală în semnul berbecului. Vezi că este vorba astăzi despre o negociere sau o trasare a teritoriilor la sânge. Este o zi în care... sub nicio formă nu poți permite nimănui să-ți încalce libertatea, drepturile și mai ales teritoriul. Va trebui să fii extrem de strict și drastic cu aceste lucruri, pentru că altminteri tot o să ți se suie în cap. Taur, ascendentul pe Taur și cei care au luna natală în semnul Taurului. Astăzi este o zi în care ai capacitatea să te afirmi, să te evidențiezi, să faci niște lucruri pe care nu le-ai mai făcut până acum, dar ce să vezi, surpriză, îți vor ieși de minune, iar cei din jur, bineînțeles, că vor aprecia aceste talente nebănuite ale tale. Și un telefon venit pe seară din străinătate, de la o persoană dragă, îți creează o stare de bine. Gemeni, ascendentul pe gemeni și cei care au luna natală în semnul gemenilor. Ce ar fi să îți stabilești clar un obiectiv? Să fii aliniat cu tine, adică să simți că e ceea ce ai tu nevoie și în suflet, și în inimă, și în starea ta generală. Se simte, știi cum e, că în fiecare celulă se simte. Și după ce ai ajuns în această stare de a te alinia cu intenția ta, să vizualizezi ca și cum lucrul acesta s-a materializat. Pentru că în acest fel vei reuși să chiar să transformi în realitate intenția ta. Deci o intenție clar definită, o stare cât mai plăcută, o vizualizare cât mai clară ca și cum s-ar fi îndeplinit și universul îți va da. Coborând însă din sfera acestei tehnici, este o zi pentru gemeni excelentă pentru activități sociale, acțiuni de voluntariat și tot ceea ce ține de lucru cu oameni. Rac, ascendentul pe rac și cei care au luna natală în semnul racului. Primești în sfârșit o confirmare, poate de la bancă, poate de la serviciu, poate de la școală. Este vorba de o aprobare pe care o așteptai de mult, este o aprobare care a sosit în sfârșit și cumva simți că reintri într-un normal sau lucrurile se așează pe un făgaș normal după o perioadă în care chiar ai tras tare, tare, tare de tot. Leu, ascendentul pe leu și cei care au luna natală în semnul leului. Uite că acum este momentul perfect să finalizezi niște acțiuni care au fost demarate cu o lună mai în urmă.
Acum ajungi la materializarea lor, la concretizarea lor, dar mai este nevoie să mai dai câteva telefoane ca să primești răspunsurile finale. Este o zi în care este foarte important să ai multă ordine mentală dacă vrei ca lucrurile să se materializeze așa cum îți dorești. Fecioara, ascendentul pe fecioară și cei care au luna natală în semnul fecioarei. Cineva ți-a promis că se hotărăște să facă un pas alături de tine. Fie să iasă dintr-o relație ca să fie cu tine, sau poate cineva ți-a promis că se va crea un post, o poziție la locul de muncă pentru tine, numai că în ambele direcții lucrurile tărăgânează, stagnează și nimeni nu face nimic. Și poate ar fi cazul să te trezești, să miroși cafea. Știi cum e? Wake up and smell the coffee? Exact asta este despre situația actuală. Când ești dus cu vorba și nu se întâmplă nimic, din scuze foarte bine venite din partea celorlalți, e momentul să te ridici și să-ți urmezi drumul și să-ți vezi de calea ta, pentru că alminteri ai să pierzi timp, ai să pierzi energie și știi cum e, unde spui gândurile, acolo spui energia și te devitalizezi. Deci mergi pe drumul tău, ascultă-ți instinctele și nu mai aștepta ca alții să facă schimbările necesare care ar putea să aducă o transformare a vieții tale. Tu ești stăpânul proprii vieți. Balanța, ascendentul pe balanță și cei care au luna natală în semnul balanței. Astăzi cineva apare în anturajul vostru și dă un refresh, un restart vieții voastre amoroase. Începeți să trăiți o poveste de iubire absolut fabuloasă și este o zi în care ai capacitatea să comunici foarte bine cu cei din jurul tău, dacă ai de ținut o prezentare, dacă ai de făcut o negociere, să porți o discuție importantă, vei triumfa pentru că asta știi să faci cel mai bine, să comunici. Scorpion, ascendentul pe Scorpion și cei care au luna natală în semnul Scorpionului. Se pare că planifici o activitate comună pentru acest weekend împreună cu niște prieteni, cu niște rude, cu niște amici. Este momentul să-ți faci planuri cum ai putea să te relaxezi, pentru că în ultima perioadă chiar ai tras tare de tot de tine. Săgetător, ascendentul pe Săgetător și cei care au luna natală în semnul Săgetătorului. Astăzi trebuie să ai grijă la superficialitatea cu care tratezi niște chestiuni importante, pentru că îți va atrage foarte multe neajunsuri ulterior. Este nevoie să te organizezi și vei avea timp peste weekend să gândești foarte clar dacă te ții de treabă sau nu începând de săptămâna viitoare. Capricorn, ascendentul pe Capricorn și cei care au luna natală în semnul Capricornului. Este o zi foarte bună să încerci ceva nou, să mergi pe o nouă abordare, fie într-o relație, fie într-un proiect pe care îl desfășori. Ai foarte multă imaginație, ai foarte multă intuiție și mai ales creativitate. Iar dorința ta de a face lucrurile altfel chiar va cunoaște o transformare profundă și se va manifesta cu succes în toate activitățile tale. Vărsător, ascendentul pe Vărsător și cei care au luna natală în semnul Vărsătorului. Uite că reușești să faci un rost de niște bani sau ți se returnează un împrumut sau poate primești un bonus pentru o activitate pe care ai făcut-o și în acest weekend care îți bate la ușă, poate dai o fugă, nu știu, la mare, la munte, să te simți bine, să te relaxezi. Este o zi excelentă pentru cumpărături, pentru shopping și o veste venită de la un bărbat îți face ziua mai bună. Pești, ascendentul pe pești și cei care au luna natală în semnul peștilor. Pregătește-te de multă alergătură, dar cu scop practic și îți va face și plăcere această stare de alergare și de agitație. E benefică, ai multe lucruri de rezolvat, doar că va trebui să te organizezi cu mult cap și cu multă eficiență. Este o zi în care
pești pot rezolva foarte multe chestiuni birocratice la serviciu sau în familie. Vei fi, știi, ca omul orchestră, multitasking. Vă îmbrățișez cu drag să aveți un weekend de vis, să-mi scrieți și mie, fie pe Telegram, fie pe grupul de WhatsApp, dar mai ales pe Telegram și în descrierea acestei filmări, ce planuri aveți pentru weekend. Vă îmbrățișez cu drag! Numele meu este Mihai și sunt managerul proiectului Alexandra Coman. Aș vrea să vă răpesc câteva minute să vă pot arăta cum sau să vă pot ghida în cum se face o cumpărătură online de pe bilete.ro. În momentul acesta o să vedeți site-ul. Primul lucru care trebuie făcut este să vă logați. Normal, eu mi-am făcut un login, deci este foarte simplu pentru mine. După care, în evenimente, căutăm ce ne interesează, în acest caz Alexandra Coman. Vom găsi horoscopul tradetaliat, este ce căutăm. Ne vom uita în partea dreaptă să fie luna decembrie, luna în curs, luna care doriți să o cumpărați. Intrăm pe bilete, alegem zodia, în cazul meu este zodia leu un bilet. Pentru cine va dori să rezerve mai multe zodii, vor putea alege câte un bilet din fiecare. Mai apoi, datele de cumpărător, foarte important dacă dorește cineva să își ca site-ul să-i rețină datele pentru cumpărături viitoare sau dacă vrea factură pe persoană juridică. Bun, continuăm. Iar în acest moment îmi va apărea prețul final. Trebuie să confirmăm că avem peste 16 ani și dacă seamănă evenimentul, cum se vor face comunicările să vă primiți banii înapoi. Nu sunteți obligați să dați click pe marketing și publicitate. Da? Deci datele dumneavoastră personale nu vor fi folosite niciun fel dacă nu dați click pe ăsta. Plasează comanda. În secunda aceasta vom fi redirecționați către site-ul de plătit, unde va trebui să ne băgăm cardul și așa mai departe. Accepți de termenii și condițiile, plătește. Am primit două notificări. Foarte bine, mersi. După cum observați, comanda numărul 3410 și așa mai departe a fost plasată cu succes. În momentul ăsta, dacă eu intru la mine în mail, va trebui să am deja în inbox bilete.ro. Aici intrăm pe acest mail și ne uităm, click pe fiecare dintre link-uri pentru a vă putea printa biletele virtuale. Vă dați seama, nu aveți nimic de printat, dar dacă mergeți pe link, iar apoi leu decembrie în cazul meu, veți putea avea acces la horoscopul pe care l-ați plătit. Cam atât este cu bilete.ro. Dacă veți avea întrebări sau dacă, nu știu, aveți nelămuriri, puteți să ne scrieți în comentarii. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și să ne auzim numai de bine. La revedere!